Pentru mine este prima dată în viața mea când vin aici la Mihăilești, de asta am și căutat împreună cu comanda unității și subordonații să-i dăm cel mai frumos onor. Am adus drapelul de luptă, o echipă, un pluton de soldați profesioniști care sunt tineri și frumoși, așa cum erau eroii noștri acum 18 ani. La cei 18 ani care s-au împlinit de la tragicul accident care a fost aici, la Mihăilești, în zona, în locul în care ne aflăm, noi, pompierii militari, cu multă durere în inimă și cu dragoste pentru eroii noștri, ne-am organizat cu ce am avut noi mai frumos, mai bine și cu cei mai destoinici militari care să venim aici și să comemorăm alături de familiile îndurerate și alături de preoții militari care au făcut o rugăciune pentru sufletul și pentru liniștea lor. Noi, ca și pompieri profesioniști, permanent la capela pe care o avem în cadrul instituției, îi pomenim și ne rugăm pentru sufletele lor.